Iubi, am comandat pizza ta preferată de la Atelierul de Pizza. Să nu mai gătești și azi. Of, ai comandat pizza? Da, pizza ta preferată. De aniversarea relației noastre, speram și eu să mă scoți undeva în oraș. Tu tot timpul mi-ai zis că acasă e cel mai bine. Ți-am zis, hai cu Neluțul la băute, hai cu mine la pescuit, hai să mergem la meci cu băieții. Tu tot timpul ai zis, acasă e cel mai bine. Da, dar și de aniversarea noastră, tu chiar nu mă asculți? Nu ești atât la mine niciodată. Efectiv nu-ți pasă de nevoile mele. Eu chiar nu înțeleg cum poți să fii atât de insensibil. Dar ce faci? Plângi? O, săracul de tine. Am fost prea dură cu tine, așa-i? Îmi pare rău. Uite, tu ai vrut să-mi faci și mie o bucurie, să-mi iei pizza mea favorită și eu ce fac? Sunt nerecunoscătoare. Da, știi ce? Stăm acasă amândoi. Am eu grijă de tine și mâncăm niște pizza. Bine?